cineva. E o bucurie în fiecare an, acest nou start pe care îl dăm prin întâlnirea cu elevi, părinți, parteneri educaționali, reprezentanța Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Ne bucurăm pentru că este un motiv de a pune în evidență rezultatele frumoase din anul anterior, rezultatele deosebite la evaluările naționale, participarea noastră ca liceu la organizarea și găzduirea Olimpiadei Naționale de Arte Vizuale și Istoria Artei în anul școlar anterior încheiat, sau la tot felul de proiecte școlare, extrașcolare, și mă gândesc aici la mobilitățile elevilor și profesorilor Erasmus+. Este un prilej de asemenea să fim optimiști și încrezători, pentru că, iată, astăzi la deschidere am avut alături de noi și reprezentanții părinților și reprezentanții jandarmeriei și ne bucurăm ca de fiecare dată să ascultăm îndemnurile lor și încurajările și, de ce nu, aprecierile. Anul acesta începem într-o formulă cu 20 de clase de elevi, peste 470. Ei sunt îndrumați de aproape 100 de profesori, cadre didactice, unii cu foarte multă experiență, alții dascăli tineri, începători, dar inimoși. Și bineînțeles că toți așteptăm cu emoție și entuziasm, îi așteptăm atât pe cei mici, debutanți, boboci la clasele pregătitoare a 5-a și a 9-a, dar și pe toți ceilalți care au muncit alături de profesori tot anul trecut. Elevilor, decât să se bucure de colegi și de profesorilor, să se dezvolte, să le fie drag să învețe și să aibă succes în acest an școlar. Profesorilor, putere de muncă și părinților foarte multă răbdare și încă o dată le mulțumim. Vă trebuie ceva și nu aveți. Da, dacă aveți.